se desfășoară licitațiile pentru această sală și în curând vom avea un rezultat final și va fi votată. Și dorința noastră este să terminăm cât mai repede această investiție deosebit de valoroasă pentru regiunea Oltenia. Deci vom sări, cred că, de 7 milioane de euro investiția, o mare parte a Consiliului Județean, din banii Consiliului Județean. Și în felul acesta vom rezolva o problemă foarte gravă a multor oameni din această zonă, bolnavi de boli coronariene, care reprezintă, cred că, principala cauză de mortalitate în această regiune. Și în felul acesta, cu unele măsuri care vor fi luate de spital, de Universitatea de Medicină și Farmacie, și pe care chiar o să rog pe domnul director Bogdan Fărânță, domnul doctor Bogdan Fărânță, să ne spună câteva lucruri de modul în care se pregătesc de preluarea acestei clinici și ce vom rezolva, pentru că, așa cum vă amintiți, am pornit la acest drum și la această construcție din momentul în care am constatat că de la Timișoara până la București nu există o clinică în care un bolnav să poată să fie tratat de preinfarct, Doamne ferește, și de infarct, și trebuie să fie pus într-o mașină într-o ambulanță sau, să zicem, într-un caz mai fericit, într-un elicopter și trimis la București undeva, unde, așa cum am mai văzut cel puțin prin filme, fiecare minut înseamnă foarte mult în această luptă. Așa că rog pe domnul director să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, săbunile! În primul rând, aș vrea să, pe lângă acest proiect despre care vorbim, aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean pentru faptul că în ultimii 3 ani de aceea comunitate de Consiliul de Oltenia, poate sunt manageri cel mai fericit, care a primit în ultima parte, cred că peste jumătate din fondurile Consiliului Județean, cel puțin asta investiții în cadrul spitalului din județean de urgență din Craiova. Tot cum bine știți, spitalul nostru este cel mai mare spital monobloc la nivel național. Este spitalul care are cele mai multe specialități și este singur, dar cel puțin la ora asta, care de 40 de ani, când a fost de 50 de ani, nu aveam o secție de cardiologie intervențională, poate mai puțin o secție de chirurgie cardiacă. Într-adevăr, domnule președinte, bolile cardiovasculare la această oră reprezintă principala cauză de morbiditate și mortalitate la nivelul regiunii. Toți pacienții, principiul care fac infarct, pentru mâna tot ce rezultă din aceste infarcte, sunt primiși la București, pe elicopterul cu salvarea, dacă are noroc și vremea e bună, elicopterul zboară, dacă nu merge cu salvarea. Și de aici, de la toate aceste date, a pornit această necesitate a apariției acestui centru. Aș spune eu două specialități. Una dintre specialități este cardiologia intervențională, deci practic urgența. În momentul în care pacientul face un infarct miocardic acut, practic se încearcă de obstruarea acută a vaselor inimii. Și cea de-a doua investiție, care este mult mai costisitoare comparativ reprezintă cele două săli de chirurgie cardiovasculară. În ceea ce privește prima parte, este investiție exclusivă, deci cardiologia intervențională este investiție exclusivă a Consiliului Județean. Eu cred că până la sfârșitul acestui an, și chiar discutam eu cu domnul președinte și ne făceam niște calcule, dacă toate lucrurile ies bine, sperăm că până la sfârșitul acestui an să poată fi deschisă cardiologia intervențională. Deci, practic, începând cu 2018, să nu mai existe pacient care se meargă la București pentru cardiologie intervențională. Iar în primul trimestru al anului 2018, în urma terminării licitației despre care vorbeam mai devreme,
pe care se vorbea mai devreme, să reușim să dăm drumul și primei săli de operație de chirurgie cardiacă. Această investiție în sala de chirurgie cardiacă este dotată cu două săli de chirurgie cardiacă, sala care este de urgență și pentru care s-a depus acest proiect. E o investiție de 700.000 de euro numai în parte de aparatură medicală, din cei 740.000 de euro, nu cred că sunt 750.000 de euro, 740.000 de euro. Restul porții sunt cheltuieli administrative. Aceste cheltuieli sunt duse la minim, tocmai în speranța în care vom reuși să achiziționăm cât mai multă aparatură medicală. Este un proiect care, pe lângă faptul că rezolvă problemele locale, este un proiect care vrea să aducă și câteva schimbări legislative la nivel de regiune, nu numai că sperăm că vom trata pacienții noștri din Dolj și din regiune, ci în cadrul acestui proiect se propune să poată fi tratați inclusiv pacienții din zona de nord a Bulgariei, adică zona de sud a Dunării, prin faptul că elicopterul pe care îl avem poate aduce acești pacienți din zona Bulgariei până la Sofia, am înțeles că sunt undeva la 250 de kilometri, de la Dâns și până la noi sunt aproape 100 de kilometri. Și atunci acest proiect vizează nu numai tratarea pacienților din zona noastră, cât și să preluăm pacienți din zona de nord a Bulgariei, din județul Vrața, comunitatea Vrața, astfel încât să putem să-i tratăm la noi. Pe lângă această parte de aparatură, există în continuare și partea de formare de specialiști, atât din partea dânșilor, cât și din partea noastră, specialiști pe care, în momentul de față, i-am găsit și care vor trebui, să spun, perfecționați în cadrul acestui tip de intervenții chirurgicale. Și trebuie spus că această sală de operații nu va deservi numai intervențiile chirurgicale strict pe cord, ceea ce se înțelege din proiect, ci va deservi inclusiv intervenții chirurgicale pe vasele mari. Discutăm aici de intervenții pe aortă, pe coarctațiile de aortă pe care pacienții la ora asta, din păcate, mortalitatea este foarte mare pentru că din momentul în care apare, timpul este foarte mic, ai foarte puțin timp să intervii. Trebuie reținut că nu sunt numai intervenții chirurgicale strict pe cord, ci vor fi și intervenții pe vasele mari. Încă o dată, mulțumesc pentru sprijinul acordat, pentru faptul că ați fost alături de noi în dotarea acestor săli de operații și sperăm că vom continua și cu alte proiecte. Mulțumesc, Dumnezeu! Da, și noi vă mulțumim.